La actualitatea medicală sunt Andamic. La 417.000 de doze de vaccin hexavalent vor fi distribuite în octombrie și noiembrie în întreaga țară. Suficient pentru acoperirea Planului Național de Vaccinare, au anunțat reprezentanții Ministerului Sănătății. Necesarul lunar de vaccin hexavalent este în medie de aproximativ 42.000 de doze, conform news.ro. La sfârșitul lunii august, stocul de vaccin hexavalent la nivel național era de circa 127.000 de doze. Necesarul lunar de vaccin hexavalent este în medie de aproximativ 42.000 de doze, așadar stocul la nivel național acoperă necesarul pentru aproape 3 luni. Potrivit acestora, în situațiile în care medicii de familie au nevoie de suplimentarea stocului de vaccin, trebuie să transmită solicitările către DSP. La nivel național, direcțiile de sănătate publică pot efectua distribuiri între județe de doze de vaccin pentru a acoperi solicitările medicilor. Pentru vaccinul hexavalent a fost încheiat contract de furnizare pentru cantitatea de 417.000 de doze. Aceștia au explicat că 160.000 de doze vor fi livrate în luna octombrie și 257.000 de doze în luna noiembrie, iar aceste cantități sunt suficiente pentru acoperirea Planului Național de Vaccinare. 300 de români cu vârsta de peste 75 de ani cu stenoza aortică ar putea beneficia anual de înlocuirea valvei fără să li se deschidă toracele, ci doar cu ajutorul unui cateter introdus în corp pe la nivelul arterei femurale, a declarat medicul Cristian Udroiu de la Spitalul Universitar din București. Cel puțin 300 de pacienți ar putea beneficia anual în România de această procedură dacă CNAS ar suplimenta finanțarea pentru programul de tratament, conform profit.ro. În România, în fiecare an, au nevoie de înlocuirea valvei aortice în jur de 500 de români trecuți de 75 de ani. Dar operația clasică, care presupune deschiderea toracelui, este prea riscantă pentru ei, a spus Cristian Udroiu. Acești pacienți fără o valvă aortică nouă riscă să moară în fiecare moment. În 2017, în România, s-au implantat 150 de valve prin această procedură. Finanțarea dedicată a apărut la sfârșitul anului 2017 printr-un subprogram al CNAS, implementat la recomandarea Societății Române de Cardiologie, care prevede decontarea în totalitate a acestei proceduri. Astfel, pacienții internați în spitalele publice pot beneficia gratuit de acest program, fără costuri suplimentare, mai ales că este vorba despre pacienți cu multiple comorbidități. În prezent, la nivel național, există 11 centre de stat și private acreditate să facă această procedură. Pentru a putea efectua implantarea percutană de valve aortice în centrele respective, trebuie să existe o echipă medicală complexă, formată din cardiologi, cardiologi intervenționiști, chirurgi cardiovascular, medici de terapie intensivă, precum și o sală dedicată. Sub programul TAVI este o parte componenta a Programului Național de Boli Cardiovasculare finanțat de către CNAS. Acest program se adresează pacienților cu stenoză aortică strânsă, declarați de către o echipă medico-chirurgicală ca prezentând un risc mare pentru intervenția clasică de înlocuire valvulară pe cale chirurgicală. Cristian Udroiu a mai spus că în spitalele de stat, atât înlocuirea valvei cât și serviciile medicale sunt gratuite 100%. Nici la spitalele private nu costă înlocuirea valvei prin acest proiect, dar pacienții sunt taxați pentru serviciile medicale. Stenoza aortică este o boală degenerativă care progresează cu înaintarea în vârstă. Astfel, stenoza aortică strânsă afectează circa 2% dintre românii între 60 și 69 de ani. Circa 4% pentru cei de 70-79 de ani, pentru ca riscul de boală să crească la aproape 10% la populația peste 80 de ani. Îngustarea orificiului valvei aortice face ca sângele să nu mai poată fi pompat din inimă decât cu mare dificultate, astfel încât pacientul începe să acuze progresiv oboseală din ce în ce mai mare la eforturi din ce în ce mai mici, durere în piept sau poate să prezinte episoade de pierdere a conștiinței. Singurul tratament curativ pentru această boală constă în înlocuirea valvei bolnave cu una nouă, întrucât medicamentele sunt ineficiente. Valva aortică nouă care se implementează este de obicei una metalică, ce are avantajul de a funcționa toată viața. Dar fiind un corp metalic străin, ea impune administrarea unui tratament anticoagulant care să împiedice formarea de cheaguri pe suprafața ei. Tratamentul necesită monitorizare atentă toată viața, pacientul fiind obligat să-și facă cel puțin lunar o analiză de sânge care să verifice dacă nivelul anticoagulării se află în parametrii optimi. Pentru pacienții vârstnici se poate utiliza implantarea unei valve biologice, care are avantajul de a nu necesita tratament anticoagulant decât 3 luni de la implantare, crescând astfel semnificativ confortul pacientului. Dezavantajul unei astfel de valve este durabilitatea mai mică, este funcțională între 10 și 20 de ani, după care necesită înlocuire. Prima procedură din lume de implantare percutanată de valvă aortică biologică a avut loc în 2002 în Franța, sub conducerea lui Alain Cribier. De atunci s-au implantat cu succes peste 50.000 de valve pe tot globul. Singura sală hibrid din România, construită conform normelor europene, dotată cu angiograf de ultimă generație și spațiu adecvat pentru anestezie, terapie intensivă și chirurgie cardiovasculară, se află în Spitalul Universitar de Urgență din București.
Alăptarea imediat după naștere întărește legătura emoțională dintre mamă și copil, iar avantajele sunt de ambele părți, atât din punct de vedere psihologic, cât și fiziologic, susține dr. Ana Culcer, medic primar pediatru și formator național în alăptare. Beneficiile sunt atât pentru mamă, cât și pentru copil, dar și pentru întreaga familie, societate și mediul înconjurător. Copiii alăptați au performanțe mult mai bune datorită unei dezvoltări psihomotorii mult mai rapide. De-abia la 14 ani îi prind din urmă copiii hrăniți artificial, afirmă dr. Ana Culcer. Laptele matern, în special cel de la începutul perioadei de alăptare, dar nu numai, conține factori antibacterieni și antivirali care protejează copilul împotriva îmbolnăvirilor. Acești factori sunt prezenți în formulele de lapte praf. Laptele matern ajută de asemenea la dezvoltarea sistemului imunitar al copilului. Laptele de mamă este cunoscut în toată lumea ca fiind cel mai bun aliment ideal pentru copii, fiind standardul de aur pentru alimentația sugarului. Organizația Internațională pentru Alimentație consideră că laptele de mamă este imitabil, dar inegalabil. Laptele mame este modul după care încearcă pregătirea formulelor de lapte praf conform îngrijirea copilului.ro. Laptele matern este un aliment viu ce nu poate fi imitat. Este mai ușor de digerat decât orice alt substitut de lapte matern și schimbă compoziția în timp în funcție de etapele de creștere ale copilului. Acesta asigură toate necesitățile copilului în primele 6 luni de viață. Fiecare specie are laptele pentru puiul ei, atât cantitativ cât și calitativ, explică medicul Ana Culcer. Malnutriția în rândul copiilor de până în 6 luni poate fi eredicată prin alimentare exclusivă la sân. Pentru copilul mic cu vârsta peste 6 luni, alăptatul este baza unei creșteri sănătoase. Copiii alăptați la sân, chiar și cei născuți prematuri, au și un coeficient de inteligență mai ridicat decât al celorlalți copii. Alăptatul, pe lângă faptul că ajută mama să revină la greutate de dinainte de naștere, îi îmbunătățește și starea psihoafectivă. Alte beneficii ale alăptării au legătură cu sănătatea mamei. Statisticile arată că în rândul femeilor care alăptează, incidența cancerului de sân și a cancerului ovarian este mult mai mică față de femeile care nu alăptează după naștere, conform îngrijirea copilului.ro. Numărul donatorilor de sânge este foarte mic în România, în jur de 200 zilnic, iar pentru creșterea numărului donatorilor și fidelizarea lor a fost creată o platformă online, spune directorul Centrului de Transfuzie Sanguină București, dr. Doina Goșa, conform medicalnet.ro. În București sunt 60 de spitale care au mare nevoie de sânge, printre care Institutul Clinic Fundeni sau spitalele de urgență. Sunt 3 spitale de pediatrie, sunt 14 spitale de urgență care în fiecare zi au nevoie de sânge. Dacă am avea un număr dublu de donatori, ar fi confortabil. Acest proiect, platforma Banca de Sânge, este important pentru că își propune nu neapărat chemarea populației la donare, ci fidelizarea donatorilor, care este foarte importantă pentru că donarea este mai sigură, a declarat dr. Doina Goșa într-o conferință de presă. Ea a arătat că în prezent cam jumătate din numărul donatorilor care se prezintă în centrul de transfuzii vin pentru prima dată la donare și aceștia sunt aparținătorii pacienților din spitale. Noi tocmai asta ne dorim, donatorii care vin și donează o dată să nu o facă doar o dată în viață. Să vină și a doua oară și a treia și a patra oară pentru că beneficiul este enorm. Salvează viața unui om, dar își monitorizează și starea de sănătate, a spus Goșa. Medicul a punctat că sunt copii foarte mici care în repetate rânduri au nevoie de sânge pe o perioadă lungă, precum cei care suferă de leucemie sau de boli oncologice. Astfel, nevoia de sânge este permanentă și este mai mare decât răspunsul populației la această activitate de donare de sânge, a subliniat Goșa. Ea a explicat că un om care vine din 3 în 3 luni la centrul de transfuzii și donează trece printr-o consultație medicală, îi se efectuează niște analize și în felul acesta starea lui de sănătate este monitorizată și este un donator mai sigur pentru pacientul din spital. Banca de sânge este o inițiativă pe termen lung care își propune să contribuie la crearea unei comunități online de donatori constanți. Fiecare donator este încurajat să invite prin intermediul site-ului Băncii de Sânge alte 3 persoane care la rândul lor să doneze. Pentru a ajuta centrele de transfuzii să aibă rezerve de sânge, o altă noutate cu care vine programul sunt informațiile live de pe platformă cu privire la nevoia de sânge din țară. Donatorii înregistrați vor fi anunțați prin SMS când este nevoie de sânge. Este puțin cunoscut faptul că este posibilă experimentarea unui accident vascular cerebral fără ca pacientul să știe acest lucru. Efectele unui accident vascular cerebral pot fi nedetectabile dacă severitatea atacului este redusă sau dacă țesutul degradat nu îndeplinește o funcție critică.
După vestea că marea actriță Stella Popescu a murit în urma unui accident vascular cerebral, cunoscutul medic Tudor Ciuhodaru a atras atenția pe pagina sa de Facebook asupra simptomelor pe care le are această boală. Dr. Ciuhodaru a explicat metoda FAST folosită pentru depistarea accidentului vascular cerebral. În primul rând, rugați pacientul să zâmbească. Dacă vi se pare că fața nu e simetrică sau gura e căzută într-o parte, este un semn că pacientul posibil trece printr-un atac cerebral. Un alt semn alarmant este atunci când, după ce ați rugat pacientul să ridice simultan ambele brațe, observați că unul dintre ele rămâne mai jos față de celălalt. Al treilea semn îngrijorător este atunci când observați că persoana în cauză prezintă dificultăți în vorbire și nu își găsește cuvintele. Dacă ați observat unul sau toate aceste semne la persoana suspectă, este cazul să sunați imediat la 112 sau să o transportați de urgență la spital. Rapiditatea intervenției este esențială în cazul unui AVC. Cu cât bolnavul ajunge mai repede în spital, cu atât consecințele unui AVC sunt mai reduse. Dr. Ciuhodaru a precizat și faptul că în ultimul timp, accidentele vasculare cerebrale apar tot mai des la persoanele tinere, uneori chiar și sub 30 de ani. Din păcate, nu mai este o boală specifică vârstelor înaintate și este a doua cauză de mortalitate în lume după bolile cardiovasculare. Semnele unui AVC apar rapid de cele mai multe ori. Persoanele cele mai vulnerabile la un AVC sunt acelea care se întâlnesc cu factorii de risc, supra-solicitare, stres, boli metabolice, boli de inimă, obezitate sau fumat. În jurul riscurilor și a provocărilor aduse de mediul online care vizează copiii și adolescenții s-a creat un adevărat fenomen. Impactul la nivel social este foarte mare și este indus un sentiment de frică teribilă, mai ales în rândul părinților. Pentru aceste situații au apărut diverse aplicații pentru ca părinții să se poată asigura că nu sunt accesate conținuturi nepotrivite și copiii nu stau online mai mult decât este cazul. Soluția aleasă de Google, de exemplu, dar și de mulți alții, funcționează cât se poate de simplu și se poate dovedi în aceeași măsură eficientă. Părinții creează un cont pentru copii, iar apoi folosesc aplicația pentru a le supraveghea activitatea și a le stabili drepturile de acces. Părinții vor putea să decidă ce aplicații au voie copiii să folosească și cât timp pot petrece aceștia în fața ecranului. De asemenea, se poate stabili o limită zilnică de timp, iar părinții pot bloca oricând de la distanță accesul copiilor la internet. Un aspect important este de a deschide discuții pe subiecte importante cu copiii care ar contribui mai degrabă la conectarea lor cu viața, cu plăcerile firește ale vârstelor, cu alternativele pe care le au pentru socializare. La fel de important este pentru adulți să conștientizeze că relațiile pe care le cultivă cu copiii constituie baza pentru dezvoltarea lor ulterioară. Copilul trebuie întrebat ce înțelege el din această promovare masivă a existenței unor riscuri sau pericole a mediului online. Este cea mai ușoară metodă de a înțelege cum ajunge la ei această informație și cum se raportează la ea, spune Raina Saguna, psihoterapeut integrativ. Pe de altă parte, copiii pot fi expuși la diverse pericole în încercarea lor de a cunoaște lumea, iar exploatarea și relaționarea în mediul online, un spațiu public și nereglementat, nu este o excepție. Folosit în exces sau fără informare și experiență ghidată inițial de un adult, copilul are mai multe șanse să ajungă în situații neplăcute pe internet și să nu știe cum să reacționeze. Riscurile precum hărțuirea online, ademenirea, afectarea reputației în mediul online, dependența, sex dating-ul sau furtul de date personale sunt doar câteva dintre pericolele pe care le pot experimenta utilizatorii de internet. Pe de altă parte, mediul online este foarte generos în termen de propuneri, idei, iar cei mici pot să dea curs cu ușurință tendinței lor naturale de exploatare, ajungând să întâlnească activități foarte atractive, se simt foarte des liberi și în control pentru propriile decizii. Pot învăța într-un mod interactiv aproape orice și acest lucru le hrănește încrederea în sine, conform psihoterapiaintegrativa.ro. Circa 2 miliarde de persoane, respectiv 30% din populația mondială, dintre care peste 62% provin din țările în curs de dezvoltare, sunt supraponderale sau suferă de obezitate, conform unui studiu american. Obezitatea este o problemă care afectează toată lumea oriunde pe mapa mondă, a declarat directorul Institutului de Evaluare a Sănătății de la Universitatea din Washington, care a analizat datele obținute în 188 de țări, conform descoperă.ro. Între 1980 și 2013, proporția persoanelor cu un indice de masă corporală de peste 25 de puncte, limita dincolo de care oamenii sunt considerați supraponderali, a trecut la nivel mondial de la circa 29% la aproape 37% în cazul bărbaților și de la 30% la 38% în cazul femeilor, conform studiului publicat în revista medicală The Lancet din Marea Britanie. Indicele de masă corporală este raportul dintre greutatea exprimată în kilograme și pătratul înălțimii. Un indice de peste 30 de puncte este considerat un simptom al obezității.
și în cazul adulților. Adultul care are un indice situat între 25 și 30 este considerat supraponderal. În rândul țărilor dezvoltate, Statele Unite, Marea Britanie și Australia ocupă primele locuri în privința numărului de persoane cu vârsta de peste 20 de ani obeze sau supraponderale, cu o proporție de peste 60%. În ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, dacă obezitatea reprezintă o excepție în anumite țări din Africa, alte țări din Orientul Mijlociu, America Latină și Oceania au depășit deja țările occidentale. Statele reprezentative în acest sens sunt Egipt, Libia, Arabia Saudită, Oman și Bahrain, unde numărul de persoane supraponderale și obeze a crescut considerabil. Peste 70% dintre persoanele cu vârste de peste 20 de ani sunt afectate. În paralel cu creșterea numărului de persoane supraponderale, a scăzut vârsta de la care se manifestă simptomele obezității. Între 1980 și 2013, numărul de copii și adolescenți obezi sau supraponderali a crescut cu 50% la nivel mondial. Această creștere este extrem de neliniștitoare în măsura în care obezitatea infantilă poate avea consecințe grave asupra sănătății, mai ales cardiovasculare, asupra diabetului și a numeroase forme de cancer, a subliniat coordonatoarea studiului. Obezitatea a provocat 3,4 milioane de decese doar în 2010, arată datele cercetătorilor. Cu 160 de milioane de cazuri, Statele Unite reprezintă țara cu cele mai multe persoane obeze și supraponderale din lume, devansând țări precum China, India, Rusia, Brazilia și Mexic. În Statele Unite, această problemă afectează peste 70% dintre bărbați și aproape 62% dintre femeile cu vârste de peste 20 de ani, precum și 30% dintre copii și adolescenți. Proporția persoanelor obeze în Statele Unite este de 32% dintre bărbații adulți și de 34% dintre femeile adulte, față de numai 4% în China și India. În timpul ultimelor 3 decenii, nicio țară nu a reușit să reducă rata obezității și se așteaptă să crească într-un ritm regulat în statele cu veniturile reduse și medii, dacă nu vor fi luate măsuri urgente pentru a eradica această criză de sănătate publică, a avertizat Christopher Murray. Închei aici actualitatea medicală de astăzi. Sunt Anda Mic, mulțumesc pentru atenție, vă aștept și la ediția următoare.